Revoltă pe rețelele de socializare după ce o campanie scoțiană care organizează excursii de vânătoare în România a declarat faptul că ne va omorî toate animalele și păsările din delta Dunării. Un val de critici și acuzații a stârnit această declarație după ce a și fost postată o poză cu un urs deja împușcat. Un vânător a pozat lângă un urs brun pe care tocmai îl împușcase specie aflată în declin în țara noastră și pe cale de dispariție în Europa. Indignată de imaginea publicată pe Facebook, o utilizatoare a decis să ia măsuri, trimițând un e-mail chiar către compania scoțiană care organizează aceste excursii de vânătoare în țara noastră. Vă rog, nu ne ucideți urșii, trebuie să faceți asta neapărat, asta este singura modalitate prin care vă puteți da viața, a scris ea. Răspunsul primit a fost unul revoltător. Da, vom ucide toți urșii voștri, toate păsările voastre din delta Dunării, toți cocoșii de munte, toți mistreții și toți cerbii, a scris reprezentantul companiei. Mai mult decât atât, acesta a mai adăugat, sunteți o țară ieftină, cu conducători ieftini, politicieni corupți și asta meritați.